Iubirea dragostei își pune în pericol sarcina. Gestul incalificabil pe care îl face deși e gravidă cu copilul lui Zanaga. Simina de la Puterea dragostei își pune în pericol sarcina. Cum a fost filmată fosta concurentă de la Puterea dragostei, deși e gravidă. Simina de la Puterea dragostei își pune în pericol bebelușul. Deși este însărcinată și poartă în pântece copilul conceput cu Alexandru Zanaga, fosta concurentă de la Puterea dragostei consumă alcool. Într-un clip postat de manelistul Edutalent pe contul său oficial de TikTok, Simina apare cu paharul de șampanie în mână. În imagini, cântărețul Edutalent este cocoțat pe o masă, iar alături se află două cupluri formate în casa Puterea dragostei, Mari și Robert și graviduța Simina cu iubitul ei, Alexandru Zanaga. Toată lumea se simte bine și dansează, dar numai cum să nu remarci că fiecare are câte o cupă cu șampanie în mână, inclusiv viitoarea mămică. În clip se vede cum cei cinci protagoniști ciocnesc paharele cu băutură, urmând cel mai probabil să ia câte o înghițitură de șampanie. Simina reacționează după ce Jador a dezvăluit că s-a pupat cu ea în mașină, deși e gravidă cu Zanaga. Simina a reacționat la scurt timp după ce Jador s-a filmat și a dezvăluit că s-a întâlnit de mai multe ori cu ea, recent, deși ea formează un cuplu cu Alexandru Zanaga și, mai mult, mai este și însărcinată cu copilul lui. După ce Jador a povestit în detaliu ce s-a întâmplat între ei atunci când s-au văzut, bruneta a postat și ea pe Instagram o reacție la declarațiile lui. A dat share postării făcute de Yasmina Callas, care îi ia apărarea ei și îl atacă pe Jador pentru că ar minți. Eu îmi doresc doar atât, să dovedească și atât. Dacă el își iubește susținătorii, să dovedească ce vorbește, a spus graviduța Simina Loica.